Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip, de fapt e primul podcast. Uitați-vă aici pe Alex de la Tips on Budget. Salut! Și vom face o discuție liberă despre ce călătorii am avut noi, ce credem despre călătorii în România și pe afară și părerile noastre, așa, libere. Așa că eu zic să dăm drumul. Da, chiar mă bucur, mulțumesc, Patrick, că avem ocazia să vorbim și să și interacționăm, să ne spunem punctele de vedere și cred că oamenilor o să le placă acest mod mai dinamic și mai divers în care putem să schimbăm păreri și să ceruim din experiențele noastre. Așa este. Cam și avut destule experiențe. Corect. Fiecare are alte puncte de vedere, chiar dacă facem ceva similar, mai avem fiecare de schimbat punctele noastre de vedere. Da, bineînțeles. Bun, să începem cu primul, deci în România. Este faza asta cu filmatul, că asta ne deranjează pe amândoi în general. Ce părere ai tu despre ea? Dacă na, asta chiar suntem impactați direct de chestia asta câteodată. Efectiv, cred că devin ar fi mentalitățile de sus cumva. Da, ne afectează, este un regulament al CFR-ului, care, din câte am înțeles, nu se bazează pe vreo lege, doar un regulament intern și cred că până la urmă nu e un lucru bun pentru voi, neapărat că ne influențează pe noi sau chestia asta, e și vorba că noi vrem doar să informăm până la urmă și nu deranjăm cu foarte multe chestii. Și cum am spus și eu când am avut probleme de genul acesta, da, încerc să nu fiu conflictual și cred că și tu faci același lucru, dar am mai mers și pe dincolo și cu foarte, foarte mici excepții filmatul a fost permis și n-a trebuit să te ascunzi. Practic asta ne ajută pe noi să creăm materiale mai bune, să ne concentrăm exact pe a filma și nu pe aia, să ne concentrăm pe a nu filma. Exact. Și eu deja tot la asta mă gândesc că tot să fiu maestru al artei de a filma discret. Deci decât să filmez normal ca un om care e acolo, cum vede cu ochii ei, eu trebuie să mă concentrez pe asta. Mi se pare ciudat, adică nici n-ar trebui să fie problema asta. Dar corect. Mai ales că nu suntem nici noi absurzi, că și astăzi veniți pe tine, am filmat și era plin, n-am mai filmat, adică nu deranjăm, adică avem bun simț, nu avem pretenția că nu suntem vedete, gata, dați-vă la o parte că filmăm noi. E vorba doar că e pentru informare și na, poate o să pară puțin că ne plângem, că nu ne lasă să filmăm, nu. Dar nu e chiar așa, trebuie să ne gândim motivele, de fapt, mai adânc, motivul pentru care nu suntem lăsați să filmăm, iar motivele sunt că nu se dorește a se vedea ceea ce se întâmplă neapărat la CFR. Asta e, cred că, e părerea mea. Da, și la mine, mai ales în ultima vreme, am multe probleme care mă confrunt. Nu deranjez pe nimeni, dar tot sunt efectiv deranjat. Adică îmi spun la mine să nu mai filmez. Vezi că n-ai voie, dar nu fac, nimeni nu-i în cadru, nimeni nu-i acolo, numai trenul, numai vagonul, atât. Mi se pare foarte, foarte ciudat. Eu aș fi curios cum ți s-a părut experiența de filmat în Ungaria și în Austria. N-am avut nicio problemă, chiar m-am recunoscut și m-am întrebat cum de la voi e așa aiurea, adică geamuri sparte, trenul murdare, noi nu mai avem problema asta. În Austria nici mai vorbesc, acolo trebuie să cauți murdăria, nu curățenia, deci absurd. Și nu mai zic că trenurile, chiar dacă mai poate să aibă întârziere, dar vin cadențat și merg destul de des, adică și merg constant, aia am fost șocat, deci constant, rar să ai o reducere de viteză sau ceva. Da, lucruri care lor li se par normale, nouă ni se par cumva ieșite din comun, din păcate. Da. Dar nu-i totul rău nici la noi, din punctul meu de vedere. Sunt câteva lucruri bune, cum am mai spus, din păcate, doar câteva rute. Dar numai trebuie să cauți cu lupa, efectiv. Deja restul foarte lăsat în urmă. Asta ce am observat eu, mai ales că am fost cam peste tot. Și mie câteodată încerc să nu fiu prea dur, dar te apucă frustrarea, mai ales după ce mergi pe dincolo și observi niște lucruri simple care sunt bine puse la punct și devine mai frustrant poate puțin călătoria
prin România cu trenul. Acum, nu e ca și cum dincolo nu sunt probleme, că și dincolo sunt probleme, dar până la urmă nu asta e tema discuției cumva în momentul în care spunem ce, că din, adică cred că ar trebui de dincolo să luăm exemplele pozitive și exemplele care le putem aplica la noi. Da. Eu am mai observat și mi-asum chestia asta când spun că am mai observat așa în comunitate cumva puțin pe grupurile de trenuri tendința asta de a zice nu sau de a spune că și dincolo sunt probleme, cumva de la a atrage atenția de la problemele pe care le avem noi pe trenuri. Și cred că toți ne dorim probabil condiții bune sau, sau ca pasionați, că poate sunt mai mulți pasionați care se vor uita la noi de trenuri, da. Să vedem trenuri mai diverse, train spotting mai divers, locomotive mai diverse, trenuri poate mai rapide, dar până la urmă asta le facem pentru călător. Și călătorul obișnuit poate nu neapărat pasionat și pentru el contează condițiile foarte mult. Exact. Și eu când am început eram numai pentru mine așa. Adică mai mult îmi exprimam cum mă simțeam eu, cum călătoresc și cum îmi place efectiv mie să călătoresc. Nu neapărat m-am concentrat cu la condiții și la ce probleme sunt sau cum se călătorește. Dar eu sincer aș alege mai repede să avem condiții și să avem viteză și timp mai scurte de mers decât să fiu eu fericit să merg cu trenul pentru că să aud sunetul ăla. Să merg cu 60 sau 70, mai bine merg cu 120 sau 140. Chiar aș fi așa tot ce crezi. Eu cred același lucru, pentru că și eu înainte eu merg cu trenul de mult, de copil, fiind ai mei lucrând la CFR și având gratuit, ne aveam mașină, clar am călătorit foarte mult cu trenul și sunt călit cu toate condițiile. Numai că am început să recomand și prietenul meu să meargă cu trenul și ei, de la ei am reușit să-mi dau seama care sunt problemele unui călător, nu neapărat al unui pasionat. Da. Și să-mi spună, bă, m-ai trimis acolo, uite, toaleta chiar e foarte nasoală, nu se poate folosi. Asta mai ales la femei, pentru că trebuie să fim serioși la noi, nu, te mai ții, te duci repede. Da. E un lucru care poate nu-l țineam cont de el. Sau alt lucru, tot la un clip care l-am făcut, am venit un comentariu de la, cred că, o mămică care a spus foarte important că, uite, în trenul ăla am loc unde să schimb copilul, în trenul ăla nu am. Mm-hmm. Sunt lucruri la care nu ne-am gândit pentru că n-am fost pus să ne gândim și după aceea începem situație. Să empatizăm și să-ți dai seama că, ok, merg pe defileul Jiului, nu mă deranjează că fac, sau până la Bra, nu, de la Arad la Bra face trenul 4 ore, că mergem noi într-o excursie feroviară, te bucur că faci 4 ore, dar să faci naveta de acolo, nu. Clar, intri la mașină. Și după aia trenul, vine discuția mai largă de competitivitatea dintre tren și mașină. Da, și la urmă trebuie să ne distingem pasiunea noastră de cea ca și călător. Mai mult când mergem, trebuie să ne concentrăm la asta, mai ales când filmăm. Să ne concentrăm la partea experiența călătoriei, în sensul cum te simți tu ca călător, nu ca și pasionat. Că în afara camerei poți să faci orice să te bucuri atunci, efectiv. Da, sunt de acord. Acum, cred că și putem prezenta câteodată și partea asta de pasionat pe cameră. Sunt două abordări diferite, dar nu sunt greșite. Și până la urmă, asta cred că e și fain. Câteodată că na, eu merg mai mult pe partea de condiții, tu mergi puțin câteodată și pe partea de pasiune, ceea ce e foarte bine de fapt pentru oamenii care se uită la noi, pentru că au opțiunea de a vedea câteodată două abordări diferite și nu numai asta, până la urmă suntem doar două persoane și dacă am fi și 3 și 4 tot n-ar fi rău în România, că nu avem timp să acoperim toate subiectele care există feroviar în țară. Sunt multe. Partea efectiv, dacă se aduce ceva pe infrastructură, se aduce pe teren, să arate, să vorbească despre ce vede acolo, eu sincer n-am timp să fac chestiile alea, adică eu mă duc, călătoresc, intru în stații, ceva să văd acolo, dar nu pot să mă duc și pe teren să văd, n-am mașină, nici nu vreau, mulțumesc. No, eu chiar aș încuraja oamenii care doresc să se apuce de acest lucru să o facă, mă să aibă răbdare și să încerce, na, să nu se sperie sau să încerce să dea ce e mai bun, să evolueze constant. Că nu știu, mă uit și la clipurile mele primele, poate și la ale tale, trebuie evoluția să o ai constant. Da. Și să și călătorești destul de mult, că sunt obositoare călătoriile.
Întreabă-mă pe mine cât de faci. Deci nu e problema o zi. Problema că după 3 zile deja ajungi la un moment dat. Să nu credeți că mi-e ușor. Adică nu mi-e ușor deloc. Adică la un moment dat și eu s-o posi și după aia fac și greșele. Da, eu mai am câteodată, îmi pun spre optimist, îmi pun bra prea multe trenuri. Și acum și cu călătoritul, că n-am mergem cu trenul, dar mie îmi place și destinația unde mă duc. Și câteodată vreau prea multe, devin prea obosit. Și trebuie să ai și starea de spirit bună de a filma, că altfel nu da. Merge. Am făcut și eu câteva maratoane așa, când am deschis canalul, călătorii mai lungi, două, prima călătorie efectiv, cred că primele 4 nopți n-am avut cazare, dormim pe tren. De fapt, da, dormim pe tren la vagon de dormit sau chiar la clasa a doua. Da. A fost entuziasmul de început. Păi, la început, tot așa, deci îi mai bine te sacrifici tu decât să faci alte lucruri. Oricum, la început nici nu știi ce faci, de fapt. Dar în timp o să înveți, o să evoluezi. Eu multe am învățat așa. Da, eu mi-aș dori cumva ca informația pe care noi o distribuim să ajungă atât la pasionați și la voi, dar care sunteți oricum foarte importanți, că nu e baza care se uită la noi, dar să reușim să ajungem și la publicul generalist. Da. Pentru a vedea de trenuri. Din păcate, aici vine și problema că nu tot timpul condițiile sunt bune și câteodată reclama poate să devină negativă, din păcate, la trenuri. Până la urmă, na, cât de mult și mie îmi plac trenuri și ție îți plac foarte mult trenurile, trebuie să rămânem obiectivi și să spunem când lucrurile nu sunt ok. Indiferent de ce spun alții din spate, pentru că eu am oameni care mă informează că eu blochez oameni, adică eu n-am ce să discut cu alții. Dacă și aflu, deci aflu când alții vorbesc în spatele meu ce lucruri și ok, îl ascult, dar spun că eu asta fac, eu mi se pare și consider că ceea ce fac e un lucru bun, să arăt lucrurile ceea ce văd și călători, să vadă și alții, să vedem adevărul, asta mi se pare normal. Exact, mai și partea de stații pe care tu o faci, eu nu o fac, dar te urmăresc și eu la anumite clipuri care nu știu nicio toate gările, da, trebuie să vedem condițiile, să ne spunem pe nume și să fim autentici. Da, și no, și pe eu pe tine te urmăresc, tu ești așa, parcă, nu știu, pe mine îmi plac mai mult astea când postez de afară, tu ai așa aer mai occidental, eu mai mult de aici, nu știu, eu așa îmi simt. Și parcă pe mine asta mă atrage mai mult. Și astea românești, deci dai un aer occidental pentru videoclipurile românești, asta îmi place la videoclipurile tale. Da, mulțumesc pentru... Asta nu m-am gândit că sunt mai așa mai occidental, dar mie îmi place să merg mult pe dincolo, pentru că ține și de pasiunea cealaltă a mea, pasiunea de a călători. Da. Și îmi place să călătoresc și prin alte țări, bineînțeles și prin România. Nu consider România a fi o țară frumoasă, cu minusurile și cu plusurile ca orice altă țară. Da. Cum și ai fost în Austria și ai zis că ți-a plăcut din punct de vedere feroviar și o să merg din nou, dar nu-mi place din punct de vedere financiar. Da. Sau Elveția sau... Da. E altfel totuși și mentalitatea e altfel, adică te duci acolo și rămâi mască, efectiv. Vii aici și te... Cred că la noi cea mai e de lucrat nu e faptul că perfecțiunea nu există nici dincolo, mă parcă minusurile pe care le vezi dincolo sunt mai mici și sunt mult mai puține și mai de închis ochii la final, când plusurile parcă acaparează. La noi asta ar fi problema pe care o avem. Câteodată la partea de trenuri, din păcate, am rămas destul de în urmă. Și sunt prea multe lucruri, pare, știi, că ai problema, că face trenul mult, că merge încet, că toaletele nu sunt cum trebuie, că nu merge aerul condiționat, că sunt pline, că vine trenul rar și nu ai multe trenuri. Și dacă ar fi doar una sau maxim două probleme, dacă câteodată parcă vin toate odată, da. Și se știrbesc din scopul pe care plămă trenul are de mobilitate. Aici pot să-ți dau un exemplu foarte bun. Uite, partea asta cu România. Și partea asta cu că e plin trenul, că-s mulți, că stăm la grămadă.
îți dau exemplul ăsta. No, am fost așa, am mers de la Dior la, la Viena și trenul era plin pentru că era ceva problemă, la, era lipsă un vagon și pe tot restul o băgat în restul vagoanelor. Și am mers în picioare, puteam, poate că aveam loc undeva, eu n-am vrut, am vrut să filmez și asta. Mă, da, aia a fost problema, nu că întârzie trenul extrem de mult, nu că mor de cald, că merea aer condiționat, dar era plăcut. Nu era problemă că stăteai pe jos sau ceva. Era plăcut, ajungeai și acolo avea întârziere trenul, dar nu avea 2, 3, 4 ore. Avea 20, 30 de minute, să zicem, maxim. Eu ce am experimentat pe acolo. Și de asta zic. Asta cu întârzierea iară e o chestie, că dincolo e cadențarea aia, ți-a întârziat trenul, e pe următorul. Da. La noi asta e diferența, chiar și la rute mici. Și nu e flexibilitatea asta, lipsa de flexibilitate, care, iar revenim, pau, poate par eu mai negativist, dar eu sunt poate prea realist, duc spre negativism câteodată, dar cumva faptul că lumea nu merge mai mult spre trend din cauza condițiilor și asupra noastră pasionaților sau celor care mergem constant cu trenul se, și chiar și a candidaților CFR, se anulează trenuri, tot mai puține trenuri, mai puține vagoane. Și bine, trebuie să fim atenți, pentru că urmăresc un pasionat important din Ungaria, el spune și el cred, pentru că am văzut și eu, am urmărit pe aplicația MAV și pe astea și de la alții care au postat, sunt probleme și acolo, adică ca să ieși în Austria poți să ai probleme, poți să nu prinzi, poți să fii anulat primul tren, al doilea tren. Și efectiv să nu poți să ajungi în Austria pentru că se anulează trenurile, pentru că cei că acolo la graniță dau, aia când schimbă mecanicii, mecanicul care vine, următorul spune că nu-i bun și nu poți să mă duc, deci nu se anulează trenul și nu mai poți să treci. Și sunt și acolo probleme din astea, de-aia zic. Dar sunt, cum să nu, mai de mult am fost în Germania, mi s-a stricat trenul acolo. În Italia am avut întârziere, mi-a venit trenul cu întârziere de 70 de minute în Napoli. Când l-am așteptat și toate trenurile erau întârziate, nu numai unul singur, deci și la ei se întâmplă întârzieri. Doar că cumva găsești o soluție sau la un moment dat și reușești să... Da, schimbi altul, găsești alte... Adică minusuri peste top, adică poți să găsești minusuri oriunde. Normal, normal. Mă depinde câte minusuri sunt, că dacă sunt prea multe ca la noi, că sunt prea multe, sincer. Greu de găsit niște minusuri. Mi-e foarte greu când îmi planific câteodată călătoriile, mai ales că având un timp mai limitat, stau cu cartea, stau cu orarul și este mai greu un pic să reușești să găsești și timpii pe care îi mai petreci în stații, în gări sau cu cazările. E puțin mai greu la noi din cauza... Tocmai din cauza faptului că nu avem trenuri foarte dese sau cadențate. Da, și dacă sunt trenurile, de exemplu, la odată, adică vine un tren de rang inferior odată și după aia vine un tren de rang superior din spate, așteaptă ăsta pe ăla, ăsta stă aici și ăsta stă acolo, pleacă ăla de superior mai departe și ăsta stă, mere după 20 minute exact acolo unde mere și ălalt. Și după aia nu mai vine nimic și înainte nu mai a fost nimic, deci două de altă, înainte nimic, nu să fie cadențat, să fie așa la o dată, nu contează, ciudat. Mi se pare foarte ciudat asta. Și asta cred că sunt situații care se întâmplă în anumite zone ale țării. Cred că e exact ca în realitate, ca în viața reală din România. Diferențele foarte mari dintre zone, dintre sărași și bogați, parcă se văd un pic și la feroviar. Pentru că nu-i totul rău la noi, hai să avem București-Constanța, avem București-Brașov, da. Nu știu exact, tu ai fost probabil pe Cluj-Oradea, am înțeles că și acolo ar fi destul de ok condițiile de călătorit. Mai ales comparat cu auto versus auto. Cluj-Oradea, eu n-aș spune aia, eu spune mai mult Suceava, Ploiești, București. Nu-i problema nici acolo, problema e între Ajut Buzău, Ploiești, foarte slabă linia acolo, are trenul întârziere 20-30 de minute, tot timpul am mers de câteva ori și tot așa întârziere are, chiar dacă are programul făcut, nu știu cum. Aia e bună, că trenul mere de cât de cât ok, de la Suceava la Pașcani, mai destul de ok, cu 120, mai aproape constant, că și acolo are
mai într-o stație mai reduce viteza. Deci eu aș, acolo aș mai include asta cu Suceava, București, cât de cât, mai mult până la Jud. Dar în restul liniilor, hai că și București, Craiova, dar acolo prea multe reducere de viteză, foarte multe. Chiar dacă merge și cu acolo cu 120, dar reduce viteza în multe stații. Da, dar până la timpul per total e destul de ok că să fii competitiv cu mașina. Și până la urmă, cred că ar trebui cumva mai să vedem ce am putea lua bun din zonele bune și transferat cumva în zonele în care nu prea merg lucrurile așa de bine. Dar aici trebuie lucrat și la birocrație, cred eu, sau nu știu, la birocrație și la cum merg repede lucrurile, pentru că na, noi suntem acum, suntem aici la Arad, la Patrick, eu sunt din Timișoara și la noi în zonă, dacă ați văzut știrile, o să fie, o să avem pe Arad, Caransebeș, deja anumite ziare prezintă de parcă mâine vom merge și problema e că o să dureze foarte mult până se termină și parcă durează mult mai mult decât pe auto, pentru că când vom avea autostrăzi, deja mașina va deveni mult mai rentabilă, mai ales dacă deja ai mașina. Da, însă nu poți să te bazezi numai pe un lucru, trebuie să ai și alternativă și trenul poate să fie alternativă. Eu am încredere că se va putea face și se va face, însă noi, ca și societate civilă, ca și călător, trebuie să ne spunem ofurile de tot timpul, nu putem să ne lăsăm numai, lasă că să facă ăia și noi numai ne plângem, nu, trebuie să spunem și noi ale noastre, ce nu-i bine, ce nu merge, trebuie să spunem, nu să ne ascundem, eu asta cred, da, și trebuie să fie. Conștientizarea problemelor și să nu le luăm personal, și asta aș vrea și cei de la, nu știu, dacă sigur nu urmăresc oameni de la CFR sau oameni de la privați care lucră în domeniu, ei își fac treaba în condițiile nasoale și trebuie să aibă respect, na, respect din partea noastră că își fac treaba cum pot, lucră cu ce au, doar că și călătorul până la urmă are opțiune, aia e rău, că să nu devină transportul feroviar și eu asta observ că sunt în România și părerea mea, după ce am călătorit și prin țară și pe dincolo în ultima vreme mai mult, că devine un fel de transport social. Merg doar oamenii care nu au alternative, atât pe drum lung cât și pe drum scurt, care nu au alte alternative și recur la tren. Și atunci, de obicei, mașinile au început să ia un avânt, lumea a început să-și le permită. Și atunci, poate, și din cauza asta, sunt și pasageri poate mai puțin civilizați și condițiile nu se mențin la fel de bune în vagoane. Da, și aici vreau să adaug. Deci, ceferiștilor, n-am nimic cu voi, eu vă respect munca voastră, deci tot ceea ce faceți, vă respect. Numai vă rog frumos, haideți să nu ascundem lucrurile. Deci trebuie să vedem ca să putem să facem ceva. De asta zic. Adică, da, nu suntem inamici, adică eu vin din familie, eu de ceferiști, am crescut mergând cu trenul și știu situația destul de bine cum este. Și da, îmi doresc un transport feroviar bun și îmi doresc, de fapt, cred că asta e dorința mea cea mai mare, să nu mă bucur de tren doar ca pasionat, ci să mă bucur și ca și călător. Și pentru asta ai nevoie de condiții. Și să fim civilizați și să ne comportăm frumos și să atragem atenția când sunt probleme. Și asta trebuie tot timpul. Asta înseamnă până la urmă civilizația, eu așa cred. Exact. De asta ar fi visul meu, să pot să mă bucur și ca și călător de călătoria cu trenul, doar ca și pasionat. Să pot spune la final, mi-a plăcut călătoria, dar am avut și condiții. Pentru că suntem totuși în 2022 și ai nevoie de condiții, ai nevoie să ai și pasageri care... Adică avantajul trenului este că poți să stai în el și să faci alte lucruri, să lucrezi alte cele. Dar pentru asta ai nevoie de condiții, prize, aer condiționat, spațiu... Astea necesare, ceva normal în 2022, asta zic că trebuie să fie, pe altundeva văd, deci este. Și nici eu nu prea am folosit asta. În Austria era internet, dar nu prea am folosit-o. După aia m-am trezit că stai puțin, că era bine, nu? Asta e. Am încercat al meu. Da, cu informații, cu vagoane restaurant, adică încă mai avem de învățat. Foarte mult, avem foarte, foarte mult, dar eu cred că se poate face, adică ține numai de mentalitate.
Da, și eu sper, pentru că avem o rețea întinsă și se pot face lucruri bune. Că exemple sunt. Și exemple sunt, numai că trebuie altă abordare. Trebuie mai cu spor, mai cu profesionalism. Chiar dacă suntem rămași în urmă, nu trebuie să ne plângem pentru faptul ăsta, adică că suntem rămași în urmă și vai, că nu o să ajungem niciodată. Alții spun că, a, poate peste 100 de ani o să avem film unde sunt ăștia. Păi, dar noi am rămas în urmă cu 30, nu? Da, da. Exact, dar trebuie să nu cădem într-o extremă, nici în extrema aia în care luăm cu Japonia, de exemplu, aia că trenurile în Japonia sunt super, wow, și da, ăla da. E un mit, că chestia cu câteva secunde doar la anumite trenuri cu întârziere, nu... Da. Dar nici să cădem în extrema aia la altă prin care să spunem că, bă, cum am mai văzut, și la ăia e nasol, și în Germania, da, cu biletul de 9 euro, da, și acolo sunt politicieni, și acolo au fost gesturi politice, că până la urmă, asta, părerea mea personală, cred că și acolo biletul ăsta de 9 euro a fost într-un stil herupis politician pentru a da la oameni ceva, da. Și s-a văzut că, până la urmă, au intrat puțin din ce am văzut de la oameni, prieteni care mi-au mai arătat, au cam fost plini puțin. Da, trenuri pline, exagerat de prea... Am văzut și la alții, că a postat și am văzut și eu că da, era trenul pline și ai ajuns la un moment dat că, ca la noi, la urmă, că era și la noi, nu știu cum. Și asta nu scuză să fie așa, adică să fie și la noi așa, că acolo se poate, hai că și la noi, merge așa, nu merge așa. Exact. Și că tot am vorbit de aglomerație, și dincolo trenurile s-au aglomerat. Eu, pe unde am mai fost, și cu ITS-ul, și la vagon de dormit. Sunt destul de gradul de ocupare destul de mare, doar că ce observ eu acolo e că ți se oferă opțiunea de a plăti mai mult pentru un confort mai mare. Și din păcate la noi nu prea ai opțiunea asta. Și nici nu prea ai trenuri. Nici nu prea ai trenuri. Asta e problema. Eu am avut, și o să vorbesc din experiența mea proprie, am avut de mers la București și la Târgu Jiu recent. Și am ales mașina. Chit că eu sunt pasionat, până la urmă trebuie să fiu obiectiv și să-mi dau seama că mașina era mai ieftină, mai confortabilă și mai rapidă, cu toate minusurile pe care le are, până la urmă am ales să călătoresc cu mașina. Iar depinde de ce ai nevoie și cum consideri. Exact. Și scopul ar trebui la calea ferată, mai ales că e un mijloc puțin mai eco, să zicem așa, chiar dacă acum putem să intrăm în... Să zicem că nu e eco, că e energie, că așa, dar să spunem că e mai eco, da. Un picuț, așa, în linii mari. Scopul ar fi să avem, să poți face cât mai multe călătorii cu trenul, un mijloc de transport care ajută și la decongestionarea orașelor. O da. Mașină, de exemplu, tu fii o mașină în minus, parcată în București în acel weekend. Da, dar pentru asta trebuie să fie pus la punct tot sistemul de transport, în timp normal, nu poți dintr-o dată. Trebuie să fie pus la punct, profesional, după date concrete, după lucruri care ajută călătorii să ajungă mai repede și mai ușor unde vor. Da, la urmă, ăsta e scopul cu trenul dată cătuit de la A la B. Nu faptul că, wow, avem un... Adică, malaxele sunt foarte bune, dar bune la muzeu sau la trenuri turistice. Da. Nici de cum încă să circule. Să mergem acum cu ele, mi se pare... Nu, e de plâns, sincer, de plâns, n-ar trebui să fie acolo, deci... Și că faptul că, acum, fără să intru în ceva polemici, faptul că alții mai promovează să mergi cu malaxa, pentru că aia există, numai aia e opțiunea aia, mi se pare aiurea. Da, chiar dacă costă puțin un bilet, că da, m-am uitat și am venit de la Timișoara la Arad astăzi că e 9 lei un bilet la trenul Regio. Da. Dar asta nu scuză a nu avea condiții bune. Da. Și malaxa e bun de muzeu, e adevărat, pentru trasee turistice, pentru lucruri de genul acesta. Că altfel, cum, călătorul obișnuit nu-i place malaxa. Știu, da. Sigur, am un prieten, am mers cu malaxa și a zis ce e cu trenul ăsta, că na,
când ești într-un cer de prieteni unde doar tu ești mai pasionat de trenuri, de obicei parcă toate problemele pe care le ai un tren parcă vin către noi. Da. Cu întrebări, mai ales dacă și încerci să promovezi. Da, da. Trenul către ei. E un lucru să promovezi ceva frumos și bun sau altceva care n-ar mai trebui să fie acolo, efectiv. Balanța asta n-are ce să caute în serviciu. Nu, hai că ar pune problema că nici în tren turistic nu prea ai în România, adică ai Oravița Anina sau Oalea de Moldovița, dar aia cred că e privat, dar aceea nu prea ai, sau Vișeu. Sunt Vișeu, cred că mai e și pe undeva pe la Agnita, dar aici cu trenurile turistice, Oravița Anina v-ar putea să facă și, adică am fost, dar nu am fost cu trenul pe acolo, tu cred că ai fost. Da, am fost, dar cu mașina am ajuns, deci trebuie să adaug, greu ca să ajungi cu altceva. Da, ideea e că putem să ne folosim de un obiectiv turistic foarte fain, dar trebuie pus mai bine în valoare. Eu am apucat să merg și pe dincolo la trenuri turistice și un tren turistic nu înseamnă condiții proaste. Am mers cu un tren turistic în Italia, am mers cu un tren turistic în Elveția, dar condițiile erau foarte, foarte bune. Statul mergea blici, era făcut turistic să fie. Da, vreau să merg și eu pe Oravița Anina, dar probabil în timpul săptămânii chiar sunt curios să văd cum o să fie. Chiar nu știu la ce să mă aștept. Poate în viitor poate mai avem o discuție de genul acesta și o să mă contrazic. Și aș vrea da. Să mă înșel, să pot să simt e aproape ca dincolo experiența turistică. Da, eu nu vreau să spun nimic despre asta pentru că după aia o să creez polemici sau astea. Dacă merg în timpul săptămânii, o să fie mai puțin oameni. Eu asta cred. Menul am mers în weekend, normal că au fost mai mulți. Că era trenul plin. No. Dar mi se pare că oricum e unul pe zi dus și unul întors. Mi se pare puțin. Mai ales în weekend. Asta se pune dus, mă rog. Alt lucru pe care cred că l-ar mai putea face e să cumperi, da, acum o să zic urmă, să cumperi material rulant nou, ca să poți să dai și mai multă diversitate omului să aleagă ce vrea să facă. Eu am mers în Italia, Vicenzina Centovali, spuneam, nu e foarte, foarte cunoscută, dar am găsit-o cumva pe Google Maps și m-am dus. Puteai să alegi un tren mai vechi, puteai să alegi un tren mai nou, unul mai rapid, unul care oprește peste tot. Deci erau opțiuni făcute și totuși chiar dacă era o linie turistică și istorică, cu mașina, clar, mergeai mai repede, era folosită preponderea de turiști, era foarte bine pusă la punct, adică era adusă modern, totuși. Nu, și asta, bine, la noi nu prea s-ar putea concepe, adică totul ține oricum de mentalitate, dar se putea oricunde să faci, poate să facă orice, numai mentalitatea asta consider că nu se poate că așa gândim noi, că nu se poate pentru că nu s-a putut nici până acum. Asta nu înseamnă că nu se va putea și în viitor. Da, exact, că tu ai fost la St. Polten, de acolo pornește un tren Maria Zel. Da, am luat foarte puțin în cadru, am știut de ea, nu m-am uitat acolo să mă duc mai aproape și astea, dar e pe linie îngustă, dacă știu bine, sau ceva. Da, am mers cu 4 ani, nu făceam vlog, nu filmam, dar a fost o experiență interesantă. Au și trenuri moderne, au și trenuri mai vechi, depinde cum vrei, dar mergeau destul de... Adică linia n-au lăsat-o cum au lăsat-o ei în 1800, nu știu cât când au construit-o, au mai adus totuși... Modernizări. Acum nu se merge cu 200 la oră, dar e modern și condiții bune. Și muzee. Și muzeele am văzut, știu că și în Ungaria sunt muzee dedicate feroviar. În Germania nu mai zic, și în Austria unde există cultură de așa ceva. Este și de metrou, este în Budapesta, este și de cale ferată. Asta bine, eu n-am fost, așa n-am reușit atunci, dar este și aia calea ferată îngustă pe Hüvösvölgy, acolo în Budapesta, a copiilor, da. Aia mi se pare foarte tare, nu faptul că e îngustă sau mere prin acolo șerpuin, prin dealurile Budapestei, ci pentru că majoritatea copiii
fac serviciu, desigur, fața adulților care mai supraveghează. Da, uite, mici lucruri care ajută în a crea adulți care vor folosi transportul în comun, cumva. Pentru că, până la urmă, nu e loc pentru toată lumea să meargă cu mașina în orașe, între orașe. Chiar dacă o să construim autostrăzi și alea, tot o să se umple. Eu am apucat să merg, fac și road trip-uri câteodată și am mers cu mașina în Germania și sunt și acolo, ai autostrăzi, dar și acolo e aglomerație, Stau, celebrul Stau, nu cum zic ei pe germană. Și asta e cumva, muzee sau chestii de genul ăsta, cum am văzut și în Germania, mulți copii care, lumea e pasionată cumva de tren și dacă ai reușit copilul să-i pui o mentalitate sănătoasă, o să vrea și el să meargă la tren, dacă o să aibă condiții bune. Da. Că altfel va merge doar dacă e gratuit. Cum s-a întâmplat la noi. Asta e problema. Trebuie să lăsăm pomenile și să dăm calitate și să dăm fiabilitate pe la urmă. Că vrei să mergi să știi că și ajungi sigur, nu că știi că nu o să ajungi, că o să ai sigur întârziere, că oamenii deja aici se așteaptă să aibă întârziere, sincer. Da, parcă și renumele trenului deja, sau în general în România, al transportului în comun, e pe ideea că ești sărac dacă mergi cu transportul în comun și asta ar trebui lucrat să nu mai existe. Exact, și ar trebui să se investească mult în el, adică, și să le pună la punct profesionist, pentru că multe lucruri se fac aiurea, adică se fac aiurea, chiar dacă se fac. Dar măcar se fac, într-un fel e bine, dar nu-i bine să tolerezi iară să facă aiurea și după aia iar întârzie lucrările sau nu mai iau, sau întârzie să vină garnituri sau ceva, deci asta nu e o scuză. Sau că întârzierile, din păcate, lumea s-a obișnuit cu timpul, s-a obișnuit lumea că face mult cu trenul. Da. Ce facem cu curățenia, că aici e marea problemă, asta e marea problemă, mai ales când ai și o alternativă, e curățenia, pentru că e important. La un moment dat te gândești, ok, să fii, uite, la exemplu acum am venit la Arad, mașina m-ar fi costat probabil 30-40 de lei, să spunem 40 de lei. Nu m-a dus. Versus 9 lei biletul la tren. Dar dacă am fi două persoane sau trei, deja te gândești, mai că plătesc mai mult, dublu decât mă costă trenul, dar am condiții de călătorie mai curate. Da. Și curățenia la noi, nu, din punctul meu de vedere, nu se face cum trebuie între trenuri. Nu sunt făcute ca lumea. Curățenia înseamnă mai mult decât doar să dăm cu mătura. Mult mai mult. Mult mai mult. Câteodată în unele trenuri, mai ales Regio, da, și în Interregio câteodată, am eu un clip când am venit de la Reșița la Timișoara, pe la Caransebeș. Am uitat că s-a vrut să fac duș, efectiv, și era februarie, deci n-am transpirat sau ceva, pentru că, efectiv, miroșea tren, am mai auzit chestia asta. Și asta, de fapt, e jegul care se adună acolo, deci cred că curățenia ar trebui făcută mai bine și faptul că există călători necivilizați care fac murdărie, nu ar trebui să fie o scuză pentru a nu face curat. Că sunt călători și sunt de condamnat acei călători. Trebuie să fim realiști, nu cred niciodată, nu o să poți să civilizezi. Nu poți să aștepți călătorul să nu mai facă mizerie. Dar trebuie să fie din ambele părți, adică eu știu oameni. Îs și ceferiști corect și care își fac treaba, îs care nu. Îs și călători care sunt civilizați și sunt care nu. Iar deci, sunt ambele părți. Aici cred că putem să vedem din două puncte de vedere, că ai pus foarte bine problema. Ca ceferiști care nu sunt ok, sunt foarte puțini. Dar ies în evidență și se văd. Da, aia. Mi se pare că sunt mai mulți, dar nu sunt. Nu sunt, sunt puțini. Deci marea majoritate a lor sunt ok. La fel și la pasageri. Mergem acum în direcția elaltă. Da. Și la pasageri, marea majoritate sunt ok. Cum poți să faci procentul respectiv să fie și mai mic? Prin a avea grijă șefii de tren cumva de... Să fie supravegați cumva călătorii, să fie amendați cei care nu fac. Atunci se vor obișnui că, dacă fac, plătesc dacă sunt prins. Da, și din partea, la partea ceferitului, dacă nu își face treaba, eu am văzut că au fost reclamați. Nu era de la CFR, dar au fost reclamați și au fost investigați și au fost dat afară.
Deci trebuie să aibă și aceia care nu se comportă ca lumea, din ce partea ciferiștilor, să aibă frică de meserie a lor, nu să-și bată joc de ea. Și călătorii să le reclame dacă nu-și fac treaba. Da, corect, și asta sunt de acord. La fel cum și ei să reclame pasagerii care nu sunt ok. Dar acum asta cu cigarul, că sunt necivilizați, că nu merităm trenuri. Bă, merităm trenuri, condiții bune, merităm curățenie. Că murdăria care e în tren nu e o murdărie făcută de călătorul ce a fost cu un tren înainte sau în același tren. Murdăria e... Se întâmplă, hai să mă cafta și m-am gândit și eu. Eu de obicei eu încerc să nu fac mizerie, dar câteodată se întâmplă la un tren lung, poate dai cu apă, sub, pe jos, din greșeală. Da. Ce, vin cu mopul de acasă. Da, nu poți. Și dacă nu se vine și nu se curăță cum trebuie, se spală pe jos, devine lipicios, vin oameni cu... Și se începe murdăria. Se adună în timp. Și de aceea vedem mușamaua sau tapeseria murdară, pentru că se poate întâmpla să cu neintenție, fără reavoință, noi ca oameni facem mizerie, na, toți oamenii fac. Mai multă sau mai puțină ține de gradul lor de educație. Dar asta nu mi se pare ok, scuza cu călători necivilizați. Da. Nu mai dăm condiții bune. Da, nu. Nu trebuie lucrat la ambele părți, adică dacă tu găsești curățenie normal, tu ai grijă să fie rămâne curat. Alții care poate să vină să facă murdărie, poți să-i atragi atenția, poți să spun la șef de tren. Dacă el nu mai iară, nici el nu face treaba lui, poți să reclam pe el, poți să reclam și călătorii. Deci mulți nu știu că se pot face reclamații. Chiar dacă unii cred că nu contează, ba da, contează, dacă o să fie mai mulți, o să conteze. Cu cât mai mulți suntem, cu atât mai bine. Simțul civic, ăsta, da. Din păcate, ne lipsește și mie. Mi-a luat mult timp să-mi dau seama ce înseamnă civism, de fapt. Și chiar văzusem pe un grup de Facebook o poză cu într-un tren interregio, cred că 73, sau nu știu care arăta că e mizerie cu semințe și pe un loc erau semințe într-un anumit loc. Dacă te-am văzut și eu aia. Erau foarte multe semințe și aici te gândești, ok, din start nu zice, călătorul ăla a fost necivilizat. Da. Corect. Ce facem să nu se mai întâmple acest lucru? Asta ar trebui să ne gândim. Și începi și te gândești, bă, șeful de tren, erau multe semințe acolo. Da. Nu l-au văzut. Dacă nu l-au văzut, înseamnă că nu s-a plimbat suficient de mult. Da. Eu pe dincolo, în marea majoritate a cazurilor, că sunt și acolo situații în care nu se face treaba cum trebuie, ca peste tot, se cam plimbă șefii de tren, umblă să vadă condițiile bune și atunci asta te gândești, că de ce nu l-au văzut? Și am auzit că e doar unul la nu știu câte vagoane, sunt doar doi și n-au... Asta iară nu e problema călătorului, și nu, adică eu tot ca o scuză, adică trebuie să ne gândim, ok, sunt prea puțini, înseamnă că trebuie mai mulți. Sau înseamnă că trebuie schimbată procedura de lucru sau mai puține responsabilități. Trebuie făcut ceva. Nu doar să așteptăm să nu mai facă acel nesimțit. Că erau, de fapt, chiar au fost oameni nesimțiți care au lăsat ce se întâmplă acolo. Da. Și nu e o scuză nici că nu vine prea des, nu e o scuză nici că nu vede sau orice. Deci nu trebuie să găsim scuze, trebuie să găsim soluții și să le aplicăm. Exact, cum ai foarte bine ai pus punctul pe ei, trebuie să găsim soluții, că omul respectiv care a făcut mizerie, nu o să-i vină lui dintr-o dată, data viitoare, băi, nu mai fac mizerie, dar dacă primește o amendă, îi dai jos din tren, s-ar putea se mai gândească, poate mai încearcă o dată, dar dacă încă o dată îi dai jos din tren. Gândește-te, dacă tu primești pedeapsă, data viitoare să fii mult mai atent, efectiv. Nu că te amenință că o să-ți dea pedeapsă. Aia nu e o soluție, sincer, nu mi-e soluție. Ok, te avertizez odată, dar dacă a doua oară tu continuă, el te încearcă. Chiar o să facă asta sau nu mă spune? Și eu asta am întâlnit pe ultima dată, ce a fost acum pe Târgu, asta, Miercurea Ciuc, Târgu Mureș pe tren. A fost scandal acolo și totul amenințat, totul urlat, și conductorul urlat pe tren. Dar nu a făcut nimic. Omul ăla, poliția, că o să cheme, păi și nu a făcut nimic. No. Ce, eu trebuie să chem poliția? E serios? Deci, bine, și simțul civic, dar și
să-și faci treaba, adică nu să tolerezi. Exact. Lucrul, tot se spune și lucrurile bune, că în ultima, adică în Timișoara Arad, am mai făcut eu această rută, odată am mai văzut poliție pe tren, a fost și un scandal angiu, poliția s-a dus și a intervenit. Mi-aș dori să văd să fie mai dese aceste lucruri, pe rutele unde este nevoie. Da. Că normal se știe pe ce rute sunt probleme. Da. Nu cred că nu se știe. Și încep să reclam, adică, nu știu, eu îndemn călătorii să reclame problemele, acum. Și să, o să se vadă, și în hârtie o să se vadă, pe rutele astea sunt probleme. Haideți să băgăm random, să trimitem polițiști pe ele. Să vedem, se vor găsi sau nu, se va interveni, că trebuie să se intervii. Dacă sunt probleme și dacă prea dese, atunci da, trebuie. Cred că, nu știu, poate nu sunt bine informat, poți să-mi spui că tu ai fost la Oltenița, nu știu, Transferovial, da. E acolo sau nu știu da. Care. Știu că acolo era o rută cu foarte multe probleme înainte și am înțeles că acum ar fi cu pază și n-ar mai fi probleme. Era, când era CFR-ul, așa am înțeles și eu, de la alții care sunt de acolo și circulau și acum circulă mult, de când a venit Transferovialul, e altfel, acum nu știu exact cum o rezolva, poate că a fost pază, a fost disciplinat de la început și eu nu am mai tolerat problemele astea. Și eu când am fost, nu a fost nicio problemă, deci a fost conductorul, numai el și cel care a condus trenul. În rest, nu a fost probleme și erau și de etnie și erau oameni normali, nu era problemă. Că vorbeai, că ăsta mai vorbea la telefon, mai ăsta mai discuție, dar nu era scandal sau nu era din astea. Adică ce a fost în trecut, o fi fost așa și eu cred că a fost așa, dar nu mai, problemele astea nu sunt, cred. Cât de cât pe trenul acela e condiții destul de ok față de România. Da, lucru mic, că nu e ca și cum vorbim de navete spațiale, că și a fost trenul tot vechi, dar mici lucruri care cred că ar putea fi îmbunătățite. Asta cred că ar aduce mult plus, în primul rând, oamenilor care deja merg cu trenul și plătesc bani, că nu ca și cum mergi pe gratis. Da, nu. Normal. Și după aceea de a aduce oamenii să revină, să meargă la tren. No, și acum trecând mai departe la faza cu modernizările și cu trenurile noi, că o să vină astea, trenurile noi. Deci ce crezi despre ele? Eu am observat acum că era problema cu aer condiționat, că tot problema asta cu la 35 de grade în sus nu mai funcționează ca lumea. Și a fost faza aia de la ProTV, că a arătat acolo de ce și știu cum, ce părere ai tu despre asta? Oh, da, aici am avut o chestie de birocrație și cred că birocrația la noi, din cauza asta, durează mult modernizările, că avem nevoie de modernizări și pe partea de vagoane și pe partea de locomotive și pe partea de linii. Da. Și la noi cred că birocrația durează foarte mult și ne împiedicăm în niște lucruri. Cumva au venit frica aia, că s-au mai schimbat lucrurile în România și a început să fie mai corecte și a început frica aia că dacă fac ceva poate mă iau ăștia că am greșit și zice că e corupție și atunci mai bine nu facem nimica și rămânem în articolul de la ProTV. Da. Spunea acolo că dacă fac așa vine curtea de conturi și mă... Și omul într-un fel din vedere birocratic avea dreptate. Da, bine, atunci ar să rezolvăm partea birocratică, să nu vine problema aia. Dar chestia e că și astea trenurile noi o să vină tot pe faza aia, o să fie cu 35 de grade. Deci și acolo o să fie aceeași problemă. Deci o să fie, trebuie să schimbate după aia și alea. Deci o să trebuie să faci investiții în plus. Dar chestia asta se putea să fi fost prevenit. Eu nu cred că acum ei o să facă pentru că acum au fost sesizat. Dar înainte de ce nu putea să facă, zic. Prima ok, s-au schimbat, dar problema asta nu e de astăzi, de ieri. Exact. Adică mureai de cald în tren, chiar dacă era cu aer condiționat. Da, trebuie progres, adică tehnologia evoluează și atunci ai progres. Adică eu mi-aduc aminte că erau temperaturi mari și înainte, nu numai, adică 35 de grade plus nu-i de 10 ani. Da. Doar că atunci nu prea aveai trenuri cu aer condiționat și erau alte vremuri, da. Timpul zboară, nu stă pe loc. Da, și parcă, nu știu, era altfel. Și Ungaria, care parcă e mai aproape de noi, dar de fapt nu. Ei au mai multe vagoane din astea de dat geamul jos și astea și nu are aer condiționat, dar parcă
parcă tolerezi mai bine acolo, nu știu, eu, aia e impresia mea. Că mai trece mai cât de cât ok timpul. Au și ei vagoane de astea compartimentate sau de tip mai ciudat, dar parte mai ok, nu știu, asta e impresia mea. Da, pentru că modernizările sunt adaptate pe țara lor. Noi cred că ar trebui să facem modernizări adaptate pe specificul țării noastre și cred că în momentul în care birocrația nu e ok la nivel național și ne împiedică birocratic să facem modificările necesare, sunt aleși acolo, sunt funcționari, ar trebui să-și pună mintea la contribuție să rezolve și dacă sunt normative europene care ne încurcă, avem parlamentari europeni, dacă nu mă înșel, sau avem, să-și facă treaba acolo că îți plătiți din banii tuturor ca să servească intereselor noastre. Și se poate face, adică nu trebuie să ne facem pe proștii, pentru că nu suntem. Lucrurile se pot face, pentru că dacă și aceia de afară, și aceia sunt oameni, și aceia sunt civilizați, și noi putem să fim, nu contează ce-a fost înainte, hai să începem să mișcăm lucrurile. Da, și cu trenul ăsta de la care urmează să vină Alstom, Oradea, care chiar, bine, acum sunt mult mai multe licitații și se fac, e bine că se fac licitații și o să avem trenuri noi, doar că nu cred că UE sau cineva ne-a impus să luăm Alstom, Oradea propuse pe rute de 10-11 ore. Nu, a fost alegerea unora de la noi. Cred că nu, alegerea m-au făcut, bine, aici poate și eu și poate noi poate mai greșim că nu suntem profesioniști, dar cine știe mai multe de desubturi poate să ne corecteze. Să comentați, da. Dar din ce știu eu a fost licitație și caietul de sarcini ar trebui făcut asupra ceea ce ai dori să ai. Totuși, Alstom Oradea e un tren bun regional, indiferent câte opțiuni pui pe el. Da, am văzut și eu videoclipul tău și mi s-a părut că arată interiorul parcă așa mai de zero, mai ăsta, mai strâmb, mai... Eu sper că interiorul să fie totuși adaptat, dar totuși la drum lung, vancoanele sau cum e RailJet, cum e CityJet și ala ele sunt mai potrivite la drum lung, mai ales că noi avem din cauza liniilor drumului durate mare de călătorie, ai nevoie de confort mai mare și nu o să poți să faci un vagon restaurant acolo, tot cu papurnița trebuie să-mi iau de la supermarket mâncare. Da, ceea ce pare ciudat. Și eu când am fost, deci acum faza cu trenurile astea rapide, să intrăm puțin în ea, deci se vorbește, se spune că ce fain ar fi dacă ar fi și la noi cu 230-300, dar să vă dau un exemplu numai prin care am trecut eu. A fost cu asta de la Viena până la St. Pölten, 70 de kilometri, nu? Am dat echivalentul la 21 de euro, ceea ce vreo 70 de lei, mă rog. Așa am calculat pe vremea aia, 70-71 de lei, pe distanță de 70 de kilometri. În România, 70 de kilometri e undeva pe la 23 de lei. Deci gândiți-vă că și ce condiții s-a acolo, iară, viteză, condiții și ajungi repede. Și diferența de preț. Deci aia merită, dar aici să implementezi la banii ăștia, faza aia, nu poți. Nu poți să ajungi chiar la nivelul acela, dar putem la exemplu ce am să facem în Cehia, unde condițiile sunt bune și prețurile sunt asemănătoare cu cele la noi. Și ar trebui nu să facem ce au făcut ei, ci să vedem cum și cum au reușit să facă și ce am putea noi să împrumutăm de la ei. Și să adaptăm la noi. Exact. Noi trebuie să ne întrebăm cum. Și asta trebuie să facă să se întrebe cei de la minister, cei de funcționari, care oameni care trebuie să se ocupe de bunul mers al țării. Și ca să încheiem cu discuția, mai ies faza de astea cu... De ce țin modernizările astea pe magistrala 200 și astea, pe Sighișoara, așa de mult? Mie mi se pare că, iar faze birocratice, acolo la Bătuța sau nu știu, tunelul acela, sau... Un deal care n-a fost scos. Da, pentru că, nu știu, e rezervație naturală sau ceva birocratic. Și poate să fie făcut toată distanța de la Simedia până la Arad, dar aia să fie rămas acolo pentru că e exact ce e la Oradea marginea cu autostrada, e același lucru, și acolo 10 km sau câte, foarte puțin.
aia trebuie să o aduce. Absolut. Și cum ai spus și cu marginea Oldea pe partea de autostradă, acolo poți să pierzi și câte o oră câteodată, chiar și acum, cred că ieri au fost probleme, deci ar ajuta foarte mult de blocări birocratice de genul acesta. Și nu-i tot una că faci o oră sau pe autostradă faci câte? 5 minute? Și în siguranță, că asta e și mai important. Și imediat treci, n-ai probleme, nici nu simți că ai trecut acolo. La tren la fel, adică merg cu 50 sau merg cu 160. Nu-i tot una, efectiv. Exact, nu e tot una și vedem și dincolo cum merg trenurile, ai viteză mai mare, mai mobilitatea crește mai mult. Lumea se obișnuiește să plătească într-o parte într-alta, poți să schimbi jobul mai ușor, poate. Da, și ajungi mai repede, e mai convenabil. Stau să mă gândesc că între Arad și Timișoara, în mod normal, ar trebui și eu sper că în 2030, estimez eu, da, să poți să am trenuri din jumătate în jumătate de oră sau din oră în oră. Să poți să faci și să venim la Arad, să vin de Timișoara la Arad, da, în 30 de minute, poate chiar 20 cu un tren mai rapid. Da, că eu aveam probleme din astea când mai mergeam, încercam să mă duc la Timișoara așa mai des, că făceam ceva cursuri, sau am încercat la urmă, pe vremurile alea, acum 5-6 ani când au fost. Și efectiv, bă, da, erau anumite vremuri la trenul că nu puteam, era un tren să plec acasă la Arad, era la 19:50 și după aia era 23:30 sau ceva de genul, deci dacă nu ajung ăla, trebuie să stau până seara. Da, ar ajuta mult cadențarea. Uite, eu acum, după ce terminam de filmat, eu o să mă duc înapoi la Timișoara. Acum ar fi să știu că la și jumătate tot timpul am un tren. Da. Până la urmă, pentru călător obișnuit, nu trebuie să-și bată capul cu care tren, la care linie neapărat. Că tu trebuie să știi, trebuie să fie cât mai simplu pentru el. Și alt lucru care am și video cu asta, că dacă pierzi trenul și n-ai, trebuie să ai pe trenul acela și dacă pierzi după o oră, n-ai cerut înapoi banii, pierzi banii. Dar trebuie să fie iară. Dacă ai trenul cadențat, trebuie să ai să fie valabil 2-3 ore în față sau da, ceva, 4 ore. Nu, poți să mergi cu următorul, să nu fie fixat. Mai să nu ai loc pe el, să zicem. Nu. Sau să pierzi numai locul și să nu pierzi dreptul de a merge cu un tren. Asta dacă... Eu zic că e posibil să faci, pentru că în Ungaria, de exemplu, se face. Și în sănătate am înțeles că se face asta. Este la care după o zi poți să mergi, ai 24 de ore diferență, nu e fixat pe un tren. Da, trebuie să se vadă care ar fi soluția cel mai bună de adaptat. Și na, acum poate noi în discuția asta largă, cu multe subiecte, poate am părut mai negativiști, nu vreau să fie asta chiar, nu. Vrem să fim optimiști, adică vrem mai bine, da. Că așa... Ne putem uita la Republica Moldova, la alte țări africane, o duc mai rău ca noi, dar asta nu înseamnă că nu ne dorim mai bine. Da, și trebuie să ne uităm mai sus decât ei, adică nu să ne uităm la cei care stau foarte rău cu trenurile, adică trebuie să ne uităm la vest, la cei care au dat exemplu. Bine, nu putem noi să fim ca și Germania, Franța sau Italia, când economia noastră mult mai jos și... Nu putem să... Adică nu ne permitem. Nu ar fi sustenabil, trebuie să adaptăm la ce avem noi nevoie și la ce putem suporta noi din punct de vedere financiar, dar tot timpul să vedem mai sus, să tindem spre soluții, să nu ne mulțumim cu puțin neapărat sau să nu căutăm probleme la alții, motive pentru a nu progresa noi. Și trebuie să mai lucrăm foarte mult și la prețul, adică ce am văzut, că și Ungaria și cei din Austria unde am fost, sunt prețuri fluctuante, adică în ultimele ore poți să ai prețuri foarte mari, că dacă cererea e foarte mare pe acel tren poți să fie mai scump, dacă iei mai repede poți să fie mai ieftin. Exact, opusul e că au oferte și am văzut în Italia o chestie interesantă că de la Roma la Napoli cu tren Italia sau cu Italo au luat așa din scurt era 40 de euro. Dar exista ofertă la a lua cu 150 de euro 20 de drumuri sau abonamente, tot felul de chestii.
ca să te fidelizeze, tot felul de oferte există care și... tentează și te fac să, să mergi mai mult cu trenul, să te atragă ca și client, nu doar ocazional, ci tot timpul. Și să fii flexibil, efectiv, să poți să faci niște lucruri, poți exact. Să mergi. Dar asta trebuie luată doar ceea ce se potrivește la noi. Da, suntem altă țară, alt nivel de trai, altă economie iară. Trebuie să fie un echilibru între economie și faptul ceea ce ne permitem efectiv, ca noi, ca și țară, aici. Exact, nevoile pe care le avem, dar un lucru nu ar trebui compromis, e faptul de calitate. Da, sunt lucruri care trebuie să rămână, da. Efectiv, trebuie să rămână. Na bun, uitați că avem, cred că deja peste o oră, nici nu m-am uitat, cred că da. Eu mă bucur pentru că ai venit, Alex, aici la mine. Mersi de invitație. Mulțumesc și eu de găzduire și mă bucur că am putut să avem o discuție. Mie chiar mi-a plăcut. Aș fi curios și oamenii, mai ales cei care au mai rămas până acum în clip, să ne spună dacă le-ar mai plăcea sau să ne dea subiecte, pentru că acum am vorbit foarte peste tot, am fost pe toate subiectele peste tot și ne-am intrat chiar în detaliu, dar poate în viitor, poate au anumite subiecte, să mergem mai țintit, să mergem mai detaliat doar pe anumite lucruri. Acum a fost așa mai general despre experiențe, trenuri, ce am mai întâlnit noi din experiența noastră. Da. Și ziceți în comentarii, chiar o să mai recomand acest video în continuare și pe viitor. Începeți să scrieți dacă doriți să facem un alt podcast tot așa între noi, data viitoare dacă ești de acord pe canalul tău și dacă vrei și tu poți să pui întrebări în sensul acesta ca să le strângem de pe ambele canale, și de la tine și de la mine, întrebările viitoare dacă doriți să o facem din nou. Da, bineînțeles, cu mare drag. Așa că, mersi fain de vizionare, mulțumesc și la Alex o dată că venit și am discutat așa liber despre experiențele noastre de până acum și de aici, din România și din afară. Ai grijă de tine, ne auzim și noi și vouă vă spun salutare, pace și să fiți iubiți. Bye! Salut!